Primul material pe care vi-l prezentăm dumneavoastră și pe care o să analizăm împreună cu dumneavoastră și cu invitatul nostru permanent din această seară, domnul Ivan Nicolae. Ce înseamnă drumul acesta de centură pentru târgujeni, drumul de centură pentru municipiul Târgu Jiu? Până acum s-a dovedit a fi o groapă a banilor publici. Nu am văzut o utilitate, nu am văzut o funcționalitate a acestei centuri. Vedem lucrări, vedem circulația deviată acolo la Drăgoiene. Ați văzut în momentul în care s-a începe construcția acelui pod. Este destul de periculos deviată circulația, pentru că dacă vine cineva și nu cunoaște intrarea municipiului Târgu Jiu, ați văzut că este drumul foarte drept și s-ar putea să ne trezim, Doamne ferește, cu vreo surpriză. Nu știu cât de mult ne folosește această centură. Sunt foarte mulți proprietari care au fost afectați de aceste expropieri. Unii dintre ei se spune că au rămas cu dreptatea în mână, cum este vorba românului, și în schimb acea dreptate au uitat ulterior să se actualizeze, să facă un update, să revină în viața de zi cu zi a celui care o deține. Vedem autoritățile care se calcă pe bătături să ne demonstreze cât de mult fler au și cât de vigilente sunt vis-a-vis de tot ce înseamnă documentația și depunerea acelei documentații la timp vis-a-vis de ceea ce se facă constructorul care se ocupă de centrala municipiului Târgu Jiu, și vedem foarte mult zel al acestor oameni în dorința de a termina cât mai repede aceste lucrări. În schimb, la nivel declarativ, totul este în regulă, dar când ne uităm la faptele reale, trenează din ce în ce mai mult lucrul acesta la această centură. Centrala municipiului Târgu Jiu este în momentul de față, zic eu, un dezidrat utopic, pentru că se izbește de fiecare dată de fel de probleme, mai mult sau mai puțin artificiale create, pe care ne afectează ulterior pe noi toți care suntem șoferi, și nu numai, până la urmă e vorba de toți oamenii care merg, circulă și cu mijloace de transport în comun. Rog colegii din Energie dacă au materialul pregătit vis-a-vis de centrala municipiului Târgu Jiu, o să vedeți și noastră despre ce este vorba și despre cei care au fost proprietari și ulterior au fost expropiați, și după aceea o să dezbatem cu dumneavoastră dacă sau nu este această centură o groapă a banilor publici. Materialul și revenim. Gata, nu vreți? Vă opuneți? Da. Haideți să mergeți până. Nu mai râde. Haideți. Nu mai râde. Vedeți-vă de treabă. Vedeți-vă de treabă. Da, Elen Cătoșarea, în direct. Uitați. Dom'le, lasă, dom'le, omul în pace, dom'le. De ce-l forțezi, da? Nu mă lăsați omul, proprietarul. Lasă, domne, omul în pace, domne. E proprietatea lui, domne. De ce faci, domne? De ce nu e cu forța? De ce îl forțezi, domne? Lasă, domne, omul, că e bolnav, domne. Trebuie să face infart, uite. A căzut în canal. Domne, nu trage, domne, că dumneata îți pierzi funcția, domne, mâine. Hai, dă mâna la mine și hai sus. Ne-a Ilieț, a venit rău. Haide. Stai liniștit, stai jos, stai jos, stai domne, că anunțăm salvările acolo. Stai că suni la 112, Dodescu, s-a venit rău. A tras de mata? Da. Uite ce s-a făcut, te-a aruncat în canal. Da. Doamne Dumnezeule. Stai așa că filmăm să vadă tot Bucureștiul. Acum. Uite, stai așa că sună ăștia la televiziune acum să vină. Stai că suni la salvarea mea, stai aici. Stai liniștit, măi, să vină salvarea. Da, ați văzut, stimați telespectatori, acel proprietar de teren cum este hăituit de către membrii unei autorități. Nu știu dacă în Gorjul anului 2017 mai sunt permise astfel de tentative inchizitoriale, pentru că acel om am înțeles că avea și probleme de sănătate, iar cel care firma ulterior trebuia să sune la salvare vis-a-vis de anumite probleme pe care le-a fi avut și ulterior și la 112. Sincer, mie mi se pare halucinant ceea ce se întâmplă. Colegul meu, Ivan Nicolae, din această seară și invitatul dumneavoastră, vă poate spune mai multe. Ivan, eu sincer, eu acum am văzut, pentru prima dată am văzut doar 2-3 fotografii, dar pentru prima dată acum am văzut materialul acesta integrat. Mi se pare stupefiant ce se întâmplă acolo și faptul că acei agenți de pază îl aleargă pe bietul om care e proprietar cu acte regulă al terenului. Da. Eu am zis că atitudinea oamenilor este din anii 1949, știi? 50-51 sau... când s-a făcut colectivul. Eu am fost mai un pic mai dramatic în ceea ce am spus. Spune ce se ajunge aici, că până la urmă știi cum e, și polițiștii probabil își făceau treaba atât timp cât au un ordin, vin, îl execută. De ce s-a ajuns aici? Știi cum? Noi acum discutăm despre un efect. Care-i cauza? Nu, probabil dacă ar fi respectat niște pași, niciodată nu putea să ajungă în situația asta. Sau poți te duci să expropriezi cum au făcut ei, să le iei pe sus cu totul, în contextul în care, în urmă cu câțiva ani, până să-și cumpere omul terenul sau chiar dacă l-avea achiziționat, făceai o evaluare și dădeai un preț real al pieței.
dă-i banii omului cât a plătit și el pe pământ măcar. Măcar atâta lucru. Și se întâmplă în zona asta toată, deci la Ana Ipătescu și chiar pe centură, în foarte multe zone, oamenii și-au achiziționat un teren și au făcut o casă sau care n-au apucat să și-o facă și au cumpărat pământul la un preț de 10-15 euro metru pătrat. Te trezești după 3-4 ani de zile venind constructorul și spune simplu, domnule, e o ordonanță prezidențială, trebuie să-ți vorbești. Da, o ordonanță guvernamentală. Deci totul a pornit de fapt de la o nesincronizare între autorități. Dacă CNADR-ul, spre exemplu, Ministerul Transportului pe românește, ar fi avut o bună comunicare cu primăria, niciodată primăria Târgu Jiu nu putea să dea autorizațiile astea de construcție. Aici e abuzul de fapt. Atât timp cât tu știi că pe acolo o să-ți treacă cale ferată, drum, centură, autobandă, ce o veni ea, tu ca primărie ai acces la informație, tu ai proiectul, l-ai insertat, nu? Și eu vin la tine să cer o autorizație de construcție și clar vezi, băi, unde vine ăsta? Pe drum acolo unde se va construi peste un an, doi, trei, cinci, am proiectul aprobat. Nu mi-aprobi. Nu mi-aproba și eu atunci îmi dau seama, bă, nu mi-a aprobat. De ce? Pentru că vine și o seama de centură sau vine autopista, vine calea ferată. Ce-o veni? Dar tu crezi că aia care au emis acele decizii și acele autorizații nu știau că acolo să vină drumul de centură? Cum să nu știe? Au știut, le-au aici problema. Au știut. I-au emis autorizații de construcție, am o cunoștință chiar în 2012 și a făcut gard, fosă septică, piscinuță pentru copil. Deci tu îți dai seama, bagi jocură. Și acum o să ia toată curtea asta. O ia de rămâne de pe scară, de urcă direct în autobuz. Știi? Mai rămâne să-i pună stația la poartă ca să, știi? Mai bine din dormitor. Da, din dormitor sare direct în autobuz. Ei, îți bazi joc, mă. Spun și de ce. Sunt oameni care au făcut credite la bănci. Sunt oameni care au dat agoniseala lor și au făcut o căsuță acolo. Sau au achiziționat terenul, ți-am zis, cu 20 de euro metru pătrat și acum se trezește că îl vinde cu 3. Păi cum să-l vinzi, mă, cu 3 lei? Bă, statule, pune-mă mâna și înainte de toate, fă-ți frumos temele ca la carte, primăria e obligația ei, ieși cu CNADR-ul, trebuie să stea cap în cap, ei identificau persoanele, vedeau la preț real cât și-a cumpărat fiecare, cât e prețul zonei, du-te, dă-i banii, ai rezolvat exproprierea, după aceea te-a pus și bași cupa de excavator. Bă, la noi suntem invers. Vii prima dată, bași cupa, îmi dărâm casa și eu stau să mă uit la tine și după aceea spui, îți dau eu banii, ești expropiat. Pe cu ce ești expropiat? Ești expropiat de unde ești expropiat? Din gură? Cu 3 euro? Păi am dat 13, am dat 15, am dat 3,2. Dăm și ea 2 cenți, că sunt ai mei. Că eu să-ți mai spun un lucru, da, centura trebuie făcută. Deci asta e clar, trebuie centura făcută. Dar băi, nu știu cum începem noi tot timpul numai cu stângul și mergem numai pe dos. Ce mai știu, e ca la sârbă, un mai doi înapoi. Și mi se pare halucinant, vorbind de o Constituție a României care consfințește anumite drepturi, ce se întâmplă cu dreptul de proprietate pe care îl consfințește această Constituție? Pentru că eu la ce am văzut acolo, că omul acela nefiind despăgubit și neacordindu-i se despăgubirile morale pe care l-a solicitat sau cele materiale și fugăreau acei agenți de pază, mie mi se pare că am ajuns undeva în perioada anilor 1907. Vorbim de un feudalist târziu, vorbim de un, nu știu dacă poate fi sub semnul abuzului pus acea acțiune. Dar atâta vreme cât omul acela nu a fost despăgubit și nu există acte reale, concrete vis-a-vis de procedura pe care ar fi trebuit urmată de către constructorul drumului și de către autoritățile competente, eu cred că e ceva neregul acolo. Hai să spun cum stă treaba cu expropierile astea, în opinia mea. Până în 2008, nu știu, când a dat ordonanța aia de a plafona prețurile la expropieri și cu negocierile directe și cu toate cele, că le-am avut și noi în Gorj, pe minerit, pe păduri, când, știi cum, și-au cumpărat toți magnații și toți șmecherii județului și-au cumpărat terenul unde știa că vine ulterior.
Bun, asta trebuie să fie. Executorul nu știu dacă este ei sau nu este. Înțelegi? Asta n-am de unde să știu. Dar numai eu vorbeam așa, pe ansamblu de speța asta cu centura, să știi. Deci când tu ai ajuns, repet încă o dată, a 10-a oară spun, în situația în care vii să baci cupa de excavator, tu nu ți-ai rezolvat exproprierile, avem o problemă. Deci avem o mare problemă. Ăștia sunt pașii, respecte și tu ca la proiecte de fonduri europene. Bă, prima dată, ce-i primul pas? Promovare proiect, pasul 2, aia, pasul 3, aia. Bă, tu vă trezirăți direct cu cupa de excavator înfiptă, dar exproprierile. Și mai e o chestie, urbanismul de la Târgu Jiu, de la primărie, de ce a dat autorizație, o spun încă o dată. De ce ai pus pe oamenii ăștia să-și investească, să-și facă case, atâta timp cât tu știai că pe acolo vine centura. Nu aveai voie să faci lucrul ăsta. Ăștia ar fi trebuit să fie primii responsabili în această situație. Fără discuție, fără discuție, că de asta se ajunge aici. Tu nu vezi ce bine deci, comunică statul unii cu alții. Ei habar nu au bugetari între ei, habar nu au ce se întâmplă. Mi se pare, da, exact, o situație artificial creată pe de o parte proprietarii care au fost nedreptățiți, pe de altă parte organele abilitate care sunt forțate să intre într-o astfel de ecuație în care nu cunosc toate, în care nu au cunoștință de toate detaliile. Leo. Și mi se pare datorită la ăștia care stau acolo unde stau la primărie sau mai știu unde și dau așa autorizații pe bandă rulantă fără să aibă un proiect pe plan de lungat ce se întâmplă acolo. Crede-mă că știau. Deci știau, eu aia nu înțeleg. De ce le-ai dat autorizație dacă tu știai că pe aici va veni centura? De ce mă pui să-mi fac casă dacă știi că mie e curtea? Mă lași efectiv ca la bloc. Păi nu mai stau la casă unde mă costă să fac o casă, mai bine iau un apartament și mai rămân și bani. Fac vreo mică afacere, fac ceva. Când tot ce vezi tu aici până în 2008 nu s-a întâmplat. Deci am zis până n-a dat bloc ordonanța aia să plafoneze manevrele astea care le făceau ei cu, știi că ei făceau proiectul înainte și tot ei cumpărau terenurile ulterior. Normal, le cumpărau la un preț de nimic. De ce? Știa că vine după aia statul și expropriază, dar cum? La prețul de 50 de ori mai mari. Acum tu nu vezi că apar numai și numai discuții nici și pe păduri, plătit, nu, și pe păduri, și pe șosele, și pe orice segment. Înainte, da, avea nicio treabă, până în 2000 n-auzeai nimic, doar auzeai că s-au trezit unii miliardar peste noapte. Și cine erau? Oameni din sistem. Să știi că atunci nu mai era nenea ăsta, cum îl cheamă, Dodenci sau cum îi spune. Uite, nu, da. Nu mai vedea niciunul așa tăvălit. Și prin șanțuri, da. Exclus. Atunci terenurile astea, deja vă spun, îți dau scris. Terenurile astea, dacă n-ar fi fost să schimbe legea în 2008, în momentul de față, erau toate numai ale personalităților, prin interpuși. Toate. Și negociau ei cu, știau ei cu statul și își vindeau ei la 50 de euro metru pătrat. Asta s-a practicat înainte. Păi asta se practica în continuare, spune, dacă nu se schimbau lucrurile. Adică înainte i-ai îmbogățit pe unii, iar acum îi nenorocești pe alții. Vezi, asta e paradoxul și pe nimeni e același lucru. Înainte i-ai îmbogățit pe unii, toată lumea știe, iar acum nenorocești oameni normali, oameni care până la urmă ți-am spus, poate ăsta e toată averea lui și a strâns o viață întreagă să fac și eu o casă. Și a rămas, uite-l, poftim. Disperarea cu care se agăța acolo de terenul acela, asta spune. Pentru că probabil are rată la bancă, a muncit până la bătrânețe pentru a-și face acea casă și acum s-a trezit cu fonciirea, între ghilimele de rigoare, cum folosea termenul acesta Marin Preda în Moromeții, a venit fonciirea pentru peste el și să ia totul. Dacă era vis-a-vis de, cum ai spus tu, problema care a întâlnit atât la expropierile făcute pe fond funciar, cât și la cele care se fac în fața excavatoarelor de lucru din minerit, venea băiatul, cumpăra o, nu știu, două bodești din alea de acolo, cumpăra un chioșc și spunea că a avut vilă. Și vilă în primăverii, da, și se trezea cu o vilă din aia în primăverii, parterul 1 și 2. Păi ce, noi avem și noi pai noștri exemple vii? Pe la ăștia mă referam. Am uitat. Și stai puțin, că au fost 2-3 care s-au luat exemple, dar câți mai sunt ei, sau câți verișori și unchi și... Și ce mare... este că din tot lotul ăla doar 2 inși au fost atât condamnați. Atât, au primit o dată plată decât 2 inși, restul nu. Sau ce a făcut? A făcut nota numai la 2. I-a băgat și pe restul, i-a comăsat, a făcut 5. Probabil, stai puțin, da. Probabil, e posibil o altă chestie, să aibă notă de plată întârziată cei care cred că au spus. De unde întârziată? Dar, că au trecut 10 ani, s-a prescris, da, și au crescut și nuci pe acolo prin... Da, într-adevăr, este o situație a extremelor, adică înainte oamenii aveau informații direct de la sursă și cumpărau niște terenuri la prețuri de nimic și ulterior le vindeau autorităților statului la prețuri halucinante de 10, 15, 20, 30 de ori 50 mai mari. De ori. Iar acum, da, nici măcar amărâtul acela de preț pe care l-au plătit pe acea construcție și pe acel teren nu și-l mai pot recupera, pentru că vin ăștia, gata, te-am expropiat, păi da, mă, dăm banii, unde mă mut? Mă mut în Corcoduș și în spadă, în De aia se îngreunează, repet, centura trebuia făcută. Dar au ajuns în situația în care au ajuns pentru că așa au știut ei să gestioneze lucrurile. Singur s-au târât în mocirla asta, să știi. Singur, nu i-a târât nimeni. Pentru că noi nu vezi că nu mai suntem în stare să facem un lucru cap, coadă așa cum se face. Bă, mai apar mici probleme, că na, se mai întâmplă. Bă, dar la noi a fost generală. Deci la noi a fost generală. Și ți-am spus numai din cauza că ți-am în trecut, i-am bogățit pe unii, acum îi norocește pe alții. Și dacă le urmărești, cred că CV-urile la toți, 10% stă mai binișor pe acolo, mă refer financiar. Restul sunt numai și numai oameni normali.
oameni normali, care, uite, au de suferit. Și același lucru vedem poate și pe Câlnii, Prafărcășești, prin toate zonele miniere, până trebuie să mai extindă haltele. Perimetrul ăla de mine. Da, dar într-adevăr, de ce există? Am uitat, a sunat cineva de la Fărcășești odată, dacă nu mă înșel, care avea un teren în fața perimetrului minier care trebuia ulterior să fie achiziționat de către Complexul Energetic Oltenia. I s-a promis Marea Cusarea că îi angajează copilul în cadrul Complexului Energetic Oltenia, că ulterior o să primească și o despăgubire materială pentru acel teren. A dat de bună credință, fiind acea doamnă, terenul către Complexul Energetic Oltenia și a rămas cu promisiunile în suspensie. Și cred că nu este nici prima, nici ultima care se află în această situație. Putem vorbi mai degrabă de o țeapă dată statului român contribuabilului de bună credință. Adică vin, eu îți dau pe dreptul meu de proprietate și terenul meu, dăm și mie măcar, ajută-mă cu o despăgubire sau angajează în copilul, că nu cerea, nu știu ce, luna de pe cer. Cerea copilul să angajeze în cadrul Complexului Energetic Oltenia. Păi știi că la complex, de ce se angajea ia copilul să-i dea vorba aia, să-i asigure un beneficiu? Până la urmă nu ia un beneficiu, că mergea omul și muncea. Când ei au avut atâția bani dați pe drepturi de mai inventatori. Drepturi intelectuale la inventatorii lucrurile. Al cincelea dintre la cupă, știi? Da. Mai făcea cineva o glumă dată. A inventat al cincelea dintre la cupă și îi dă bani 50.000 de ani înainte. Hai să fim serioși, ăsta au fost numai și numai și numai. Da, da, știi că niște băieți deștepți din sistem au încasat și încasează în continuare foarte mulți bani, miliarde de pe urma chipurilor acestor invenții. Omule, mai sunt care într-adevăr sunt oameni care sunt genii. Invenții utile poate există una, două. Da, da. Dar de 98%. Da, restul sunt, s-au dus și au văzut cupa în Japonia, au venit la noi, au copiat-o și a inventat-o el. Da. Alo, bună seara. Alo? Alo, bună seara, ne auziți? Alo, la revedere. Da, m-au anunțat colegii din regie că a fost un telefon, probabil, nu știu ce s-a întâmplat pe fir. Exact ce vorbeam vis-a-vis de acești inventatori. Am avut inventatori de ăștia atât în minerii și energie, cât și în politic. În general, ăștia s-au început la inventat metode prin care să încaseze bani legal din contul statului către bugetele lor personale. La asta nimeni nu i-a trecut, crede-mă. Păi da, dar ți-am zis, legal au făcut-o. Atâta timp cât prevedea negocierea directă, te pui la masă cu el, dacă omul are... Poate probabil chioșcurile de spune de ele, barăcile alea care le-au avut ei cu o cameră jumate, aveau o valoare sentimentală, n-a vrut să o vândă omul de cu 5 miliarde, ce ai cu el? Nu vrei să nu eu cumperi dacă... tu statule, nu treci cu cupa pe acolo, așa s-a judecat atunci pe vremea aia, știi? Iar pe vremea asta se judecă altfel, ia vola și trece prin casă pe la tine, că asta e, are... Patalama la mână și trece prin casă. Poate să facă ce cu proprietatea ta, da. Da, dar vezi, nu mi se pare normal, să știi. Nu mi se pare normal, fiindcă, exact ce spuneam, înainte de a te apuca să faci un lucru, părerea mea, urmează niște pași, urmează cu strictețe. Ar trebui acel algoritm respectat. Trebuie să funcționeze, nu? Ce am făcut? Pentru unii am fost mumă, pentru alții suntem ciumă. Alo, bună seara, haideți să mai facem o încercare. Alo? Alo, bună ziua. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Alo, sunteți în direct. Bună seara. Sunteți în direct. Ascultați-ne în receptorul de la telefon. Bună seara. Alo, bună seara. Mulțumim, ați fost alături de noi. Într-adevăr, nu ar vrea să mai pierdem. În momentul în care sunați, am o rugăminte la dumneavoastră. Ascultați-ne în telefon, nu la televizor, pentru că nu putem comunica și nu putem înțelege. Mulțumesc. Într-adevăr, vis-a-vis de ceea ce spuneai tu, Ivan, mi se pare în gorjul anului 2017 a reușit Târgu Jiu și a făcut un primar liberal după 20 de ani de conducere a unui anumit partid politic care a avut în permanență pe aceiași oameni, dar în același timp sechelele acelui sistem se păstrează. Vedem acel om alergat efectiv până șanțuri de către autoritățile legale pentru a le evacua de pe acel teren. Mi se pare ciudat, eu nu-i acuz pe de-o parte nici pe autorități, pe reprezentanții MEAI care au făcut acest gest, nici pe acel om, pentru că dreptate au și unii și alții. Important este să răspundă cei care au emis acele decizii. Exact. Important este să răspundă cei care au dat decizia de expropiere, dar nu i-au plătit banii. Pentru că unde se ducă? Dacă nu ai bani, îți iau casa, dar nu îți dau bani să-ți iau alta, să-ți iau alta, să-ți iau un apartament. Eu, ăla, ce face omul acela? Da, dă-i pe perioada asta un apartament, o garsonieră în care să stea. Eu, dreptate poate are și constructorul. Dreptate poate au și drumurile. Dreptate poate au toți. Înțelegi? Problema se pune de ce s-a ajuns în situația asta. Tot timpul în România tu ai văzut că se discută și pe știri și peste tot numai și numai și numai despre efecte. Bă, dar cauza care a fost, bă, stârpiți-o odată pe aia. Hai să fim serios, s-a inventat problema asta acum la Târgu Jiu. Asta am văzut-o pe știrile naționale de 50.000 de ori. Și totuși noi le facem din nou. Le facem din nou. Și le mai facem de 50.000 de ori și noi.
Tu înțelegi că asta e paradoxul, aici nu înțeleg. Băi, ce sunt, ce poți să înțelegi tu de aici? Ăsta sunt metehnele, sistemul ăsta criptocomunist pe care l-am moștenit și tu și eu și telespectatorii noștri și toți politicienii. Pentru că asta am moștenit. Și având în ADN-ul politic și social asta, e greu să ne dezicem de aceste lucruri. Hai să mai facem o tentativă. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, vă rog! Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Suntem într-o situație similară cum ați vorbit mai devreme cu domnul Ivan. Suntem în familia care nu se ia terenul din fața casei. Ulterior vom rămâne cu 2-3 metri de teren în față. Problema este că am cumpărat în 2010 acest teren, am obținut toate avizele necesare pentru a înainta dosarul la primărie pentru autorizația de construcție. Am obținut autorizația în anul 2011, fără a mi se aduce la cunoștință faptul că pe acolo va trece o centură. Menționez că atunci când am cumpărat acest teren de la fosta proprietară, Mela din Oana, inclusiv aceasta avea toate vizele necesare pentru autorizația de construcție pentru acest teren, dată în 2009. Fapt care m-a convins și mai mult că nu ar fi nicio problemă în legătură cu acest teren. Acum, după aproape 7 ani, vine cineva de rău că suntem expropriați de aproape jumătate din teren. Rămânăm doar cu 2-3 metri în fața casei. Întrebarea noastră este de ce nu s-a dat autorizația de construcție dacă se știa de această ordonanță de guvern că va trece această centură pe aici și ce putem face în această situație? Că noi nici de cum nu vom fi de acord ca să ne se ia acest teren. Nu veți fi de acord, veți avea soarta lui nenea ăla din fața cupei. Probabil aici o să ajungă. Nu, partea rea asta este, dar țin să fac și eu puțin haz de necaz. Partea bună e că puteți coborî din bucătărie direct lângă în stația de autobuz. Da. Îți dai seama, nu am înțeles ce spunea. Este singurul teren din fața casei pe care îl avem, având în vedere că avem în spate doar 4 metri, cât a fost legat, lăsat, pur și simplu. Deci dumneavoastră... Nu trebuie trei izolați în betoane. Dumneavoastră aveți din construcție pe unde trece centura 3 metri, 3-4 metri? Atât îi rămâne. Atât vă rămâne? Domnul Dodengiu sau domnul Ancuța sunt în acea situație. Cred că la noi e totuși mult mai greu, pentru că ni se ia absolut tot. Voi sunteți cei care aveți ăsta acolo pe teren în față? Vor fi despăgubiți, nu spune nimeni, dar decât să ne ia în fața casei. Nici atât. Da. O să vină colegii mei, o să venim și noi acolo să filmăm și să facem un material, să vedem exact despre ce este vorba, pentru a nu să ajunge din nou în situația acelui domn care era fugărit stufărișul acela de către autorități, pentru a fi scos de pe teren. Se va ajunge și la mine în acea situație. Vi s-a făcut o propunere de despăgubire pentru acea construcție și pentru acel teren? Nu, absolut nimic. Stați puțin, nu a venit nimeni de la dumneavoastră, un reprezentant de la CNADNR să vă spună, doamnă, terenul dumneavoastră face atât construcție, atât, uitați, asta e suma pe care sunteți îndreptățit. Nu a venit absolut nimeni, nici măcar să ne dea bună ziua și să ne se spună, băi, oameni buni, vă va fi luat 17 metri de teren, pe lungime, adică 200 și ceva, până în 300 de metri. Deci vă trece pe curat pe lungime, deci nu pe lățimea terenului vă trece. Dacă deci ei lucrează în continuare, pur și simplu, dar nu ne bagă nimeni în seamă. Cred că vor să băgă mai în seamă. Da, e un semnal de alarmă foarte grav dacă nu ia contactat nimeni de la CNADNR. Cred că asta și așteaptă. Păi am văzut declarația lui Cristi Tudor făcută că toți proprietarii care au terenuri în calea centurii Târgu Jiului vor fi sau au fost, dacă nu mă înșel, deja despăgubiți și au fost contactați de către autorități pentru a îndeplini aceste formalități. Și ceea ce spuneți dumneavoastră mi se pare extraordinar de grav că n-ați fost contactate de către autoritățile abilitate și nu mi s-a propus o sumă drept despăgubire. Nu mi s-a propus absolut nicio sumă. Nu avem nici măcar ce contesta. Oamenii de la cine au spus că au discutat, nu mai sunt probleme, gata, încheia tot. Și uite, doamna spune acum că n-a fost contactată de nimeni și are teren în calea centrului Târgu Jiu. Păi vine, taie cu cupa cu excavatorul, vede cât i-a tăiat și mai spune, ia 3 euro pe metru și gata. E perioada inchizitorială în care se facă ăștia să vorbim. Uite că este. Uite că este, uite că centura stă cu ea pe loc din cauza asta. Ți-am mai zis și repet, avem nevoie de centură, e clar. Dar avem nevoie de o centură făcută ca de oameni sănătoși la cap.
Și după minte, să fi început, ți-a zis niște pași, puteau să-i ocolească pe ăștia, putea să-i evite, putea să facă altfel. Nu știu, e câmp în stânga, câmp în dreapta. Eu m-am uitat prin zona aia pe acolo. E vorba de strada care pleacă de Ana Ipătescu, care merge spre centură. Fii atent, nu e vorba de centura în sine. Vorbim de un drum care va lega de la calea ferată centura. Se duce perpendicular în centură, ca să înțelegi. E alt drum ăsta. Deci nu este centura în sine. Deci ăsta era alt drum care e prins în același proiect. Nu știu, e un algoritm, acolo nu înțelegi nimic. Tot ce înțeleg că trebuie să lățească atât de tare încât intră prin curțile oamenilor. Asta. Sau le ia casele cu totul. Stai puțin, avem vis-a-vis de sesizare pe care a făcută doamna și ceea ce spui tu, reprezentanții autorităților au spus că s-au încheiat, s-au reglementat toate problemele acestea, iar doamna a spus acum și a spus că nu a fost contactată și nu are niciun plan de despăgubire pentru proprietate. Undeva există o minciună la mijloc, pe care cei care sunt responsabili au promovat-o în spațiu public. Nu am fost absolut contactat nimeni, nici telefonic, nici... Păi aveau hârtie dacă îi contacta cineva, dacă se presupune, că dar nu se întâlnea, cum zici tu, Cristi Tudor și vorbea cu ei la gard. Bă, hai, ne înțelegem, batem palma, trecem pe aici, facem pe aici. Păi să aibă și eu o hârtie la mână acum. Nu are nimeni nimic. Am înaintat acum aproximativ 3 luni de zile o cerere la CNADR, da? Direct către domnul Tudor, prin care... am cerut să mi se aducă la cunoștință toate documentele pentru, în baza căruia am fost expropiate de acest teren. Nu am primit absolut niciun răspuns. Deci demersul a plecat tot de la dumneavoastră către CNADR? De la mine, da. Am mers și am depus cerere, am înaintat-o la tribunal, am avut termen pe 19, nu s-a prezentat absolut nimeni. Acum că au intrat în vacanță, următorul termen va fi pe 4 septembrie, dar nu s-a prezentat nimeni. N-a depus nimeni niciun act în baza căruia am fost expropiată de acest teren. Ca să știu și eu, ce, măcar să obțin ceva de la dânsii. Să știu despre ce este vorba, că dacă nimeni nu-mi spune nimic, doar aud de la vecini, da, o să ți se ia gardul, o să mai rămâi cu 2 metri. O să-i pun pe colegii mei pentru mâine să caute în arhiva de știri declarația pe care a făcut-o Cristi Tudor vis-a-vis de aceste probleme, în care a spus că toate sunt reglementate, doar cu excepția acelui caz pe care l-am văzut acolo. Și mi se pare halucinant că dumneavoastră nu v-a contactat nimeni. Și cum la tocmai asta ați inițiat demersurile de comunicare pentru o corespondență cu CNADNR-ul? Da, ca să știu și eu în ce bază sunt expropiată, cât mi se ia din teren, câți bani vor să-mi dea, ce am de făcut. Eu stau să aștept excavatorul că îl găsesc la poartă să-mi dărâme gardul. Ce rămâne de făcut atunci? Decât să mă pun în fața lui exact cum a procedat și domnul, nu? Da. Cu ce drept după 7 ani, dacă totuși mi-ai dat, puteai să... La vremea respectivă, când m-am dus la primărie, domnule, vreau să fac o construcție pe terenul ăsta. Ok, puteți să fi spus, băi, doamnă, domnișoară, ai greșit odată, să spunem pe românești, ai luat țeapă că ai cumpărat acest teren, că pe aici va trece, poți să pui porumb, e problema ta. Pui terenul, dar nu pierzi și construcția dacă te-a pus să construiești. Nu-ți dau autorizație de construcție, nu construiești nimic, e problema ta ce faci cu. Sau te organizezi în așa modalitate încât îți faci construcția pe 300 de metri, că 300 îți vor fi luați. Nu făceam, nu poziționam casa așa, mă limitam și una cât îmi permitea, nu? Ca fiecare. Vorba, îi punea casa cu spatele la centură și își făcea pe drum de servitute, știi? Făceam o casă mai mică, făceam două camere, poate de refugiu, dacă chiar vroiam, asta e. Am greșit, am avut eu poate ghinionă să iau terenul în acel loc, o să pierd 300 de metri, văd ce mai pot face pe ceilalți 300 de metri, dar nu mă las să construiesc, să mă întind, iar după aceea. Vii și îmi spui că nu. Așa, dacă eram pe interes și știam că va trece această centură, nu vă gândiți că aș fi construit această casă exact pe terenul din față, ca să-mi fie luată casă să fie despăgubită? Dacă chiar vroiam bani de la ei? Păi, la cum stau lucrurile în momentul de față, e mai greu. Bine că nu mai luai nici bani, bine că l-ai construit acolo. Că se pune în problemă discuția asta, că vreți să vă îmbogățiți. O chestie de genul, dacă vreți mai mult pe metru pătrat. Nu, e o aberație, nu, e o aberație asta. Nu, exclus total varianta asta cu a se îmbogăți. Vremea celor, și dacă ne uităm numai cei care au fost în politică, au avut parte de astfel de privilegii, în niciun caz dumneavoastră sau cetățeanul acela care era fugărit. Vă dați seama că nici prin capul nu a putut trece, mai ales în momentul în care am văzut că autoritatea de construcție la fosta proprietară. Mai mult m-a convins faptul că nu este nicio problemă cu terenul și fac și o casă liniștită, nu? După toată munca părinților mei de o viață, ca să poată să ne creeze un
un confort și un trai, acum când ajung la sfârșitul vieții, mor tot neîmpăcați că ne-au lăsat pe drumuri, că ne-a venit statul și ne-a luat. Da, noi vom fi alături de dumneavoastră și săptămâna viitoare vis-a-vis de acest subiect. Mulțumim că ați fost alături de noi și că ne-ați adus la cunoștință sesizarea și problema pe care aveți dumneavoastră. Săptămâna viitoare o să fie câțiva colegi de-ai mei acolo să se ocupe și de modul în care este amplasat terenul dumneavoastră, pentru a nu se preîntâmpina astfel de situații neplăcute care au existat în cazul acelui cetățean. Mi se pare destul de ciudat pentru că mai există astfel de cazuri. Eu, sincer, am luat de bună credință ceea ce a declarat cei de la CNADNR, oficial CNADNR, că gata, nu mai sunt probleme, s-a încheiat totul și acum vine doamna și spune, buf, nu m-a contactat nimeni, dimpotrivă, eu am inițiat corespondența cu CNADNR-ul. Da. Deja, nu, cred că știu despre cine e vorba. Cunosc pe soțul, pe ea nu știu. Dar cred că ei sunt cei care le ia, ți-am zis, curtea, fosa și piscinuța. Da, partea bună e exact, ai face azi de necaz, coboară din bucătărie direct în stația de autobuz. Nu, dar îți dai seama despre ce vorbim aici. Am auzit că aveau și copil mic, dacă nu mă știu. Da, au copil mic, exact. Au. Și bărbatul lucrează în Anglia, apropo. E din România, care pleacă în lumea largă, muncesc ca boi, vine acasă cu banii și uite, și, banii... și tot așa. Dar las că pleacă din nou, își ia alt pământ, își face altă casă, dați și cu aia, cu... veniți cu calea ferată după aia și uite așa. Dar cum de-au norocul numai ăștia prăpădiții, da. Ce să zici, greu, exact ce spuneam, e jale pentru că când a fost, ți-am zis, s-au îmbogățit, când acum uite și tu ce situații. Uite și ce situații, de toată jena. De toată jena. Ce să mai zici? Și, na, repet, avem nevoie ca oraș, că suntem și așa, suntem izolați și uitați de timp noi aici, Târgu Jiu. N-avem șosele, n-avem nimic. De-aia investitorul nici nu vine mai să caute. Dar și centura ne trebuie, e clar. Problema este că, cred că în două, trei puncte s-a greșit, dar s-a greșit, după aia a mers, știi cum, piramidal a făcut... Ca un joc de domino. Bravo, ca un joc de domino, exact, tot au făcut praf și pulbere. Acum ăștia nu mai pot să mai, ce să mai repar, că nu mai ce. Și zici de Tudor, și da, ei se plevează că dă-i să terminăm o dată, că pierd banii pe fonduri, ia mare atenție, am impresia că au termen, dacă nu mă înșel, la centură. Știi? E momentul în care ieși și spui public că s-au rezolvat toate problemele și doamna aceasta vine și spune că nu a contactat-o nimeni de la CNADNR. Nu ți se pare ceva în regulă? Da, mă, dar când le ia, mă? Du-te, mă, bate la ușă, vină cu acela, ăsta e pământul care ți-l luăm. Știu? Haideți să mai luăm un telefon. Alo, bună seara! Alo? Bună seara, vă rog! Să trăiți, domnul Filip, știți care-i treaba? Și eu sunt expropiat în zona Ezureni, dar... Da? Da. Despre mine mă expropiază cu vreo 91-92 de metri pătrați. Într-adevăr, prețul nu-i mare. E vreo 700 și ceva de lei, dar există tabelul din ordonanța de guvern de expropiere. Eu sunt pe la poziția 1000 și vreo 40 și mai sunt după mine, deci până iese la intersecție. Deci nu e adevărat. Sunt publicate. Deci doamna minte. Ia auzi, Ivan, doamna minte? Cu ce anume? Că nu ar fi primit consultații spărubii. Acele tabeluri și prețurile pe metru pătrat și pe suprafață. Deci un domn din Ghezvan care expropria spune că doamna minte, că i s-ar fi făcut o ofertă. Despre ce vorbește domnul? Expropierea făcută de CNADNR spune că există pe un tabel de la guvern numărul și poziția fiecăruia. Păi asta știm toți, domnule. Dumneata n-ai înțeles ce înseamnă. Pe ce, pe mine mă expropiez așa, faci tu un tabel verbal, și mă trezesc că e tabel. Unde? E afișat la Consiliul Județean. Sau caută de pe internet. Nu am internet. Eu nu vreau să stau cu internet, cu calculator, cu nimic. Și trebuie să aflu că ce, că spui dumneata de la Ezuren că doamna minte. Nu minte, spun eu, ca să știi. Știu despre ce e vorba acolo. Știu mai bine decât crezi dumneata. Știu treaba cu tabelele, stai liniștit, știu treaba cu tabelele. Da, adevărat, sunt tabele, că o să-mi dai 3 euro pe metru pătrat. Nu-mi dai, omule, 3 euro pe metru pătrat, că am dat pe el 15. Cum să-mi dai 3 euro? Nu aveți dreptate, să știți noastră. Te rămânem cu un leu. Poftim? Spuneți-mi cu atât. Cu un leu rămân. Cu un leu? Cu un leu rămân, că e 740 și ceva de lei. Pe 591 de metri pătrați. Cu ce mai ia statul, rămân sigur cu un leu. A, mă rog, e problema noastră. Sunteți mulțumit, nu? Vă convine să vă dea o sumă derizorie pe terenul pe care l-ați plătit dumneavoastră cu bani grei? Sau poate l-ați avut moștenit? Dacă îi vede, păi, interesul un altceva.
Dumneavoastră nu ați înțeles, dumneavoastră vă raportați la centură. Oamenii ăștia stă pe o stradă care vine perpendicular pe centură, centură, domnule. De aia spun că nu minte. Nu e una, una, alta, alta. Dumneata vorbești de centura în sine, iar ei sunt pe strada Ana Ipătescu, așa se numește, care pleacă de la depozite și intră perpendicular pe centură. Ei stă până în centură undeva, la 100 de metri. Se va lăți strada aia, domnule. Spuneți. Deci în zona construibilă, nu? Pe bineînțeles, am autorizație de construcție în 2012. Dumneavoastră auziți? În 2012 mi-ai dat hârtii să-mi fac casă. Și în 2017 vii să mă demolezi. Că din 2009 era nu știu ce proiect. Stai, Ivan, să vorbească și domnul. Vă rog, vă rog. Da, mulțumim că ai făcut alături de mine, dar nici eu n-am înțeles prea bine că din 700 de lei să mulțumesc dacă iau un leu, ceva de genul ăsta, păi stai așa, adică dacă eu îi dau, nu știu ce să mă pun. Stai mă, omul e mulțumit, probabil că a avut trenul moștenire, a avut pe porumbi sau a avut lucernă și nu-l interesează, e altceva, vorbim de lucruri diferite. Iar ăștia sunt oameni care, îți repet încă o dată, ordonanța dată în 2009, autorizația o au în 2012 și acum suntem în 2017. Păi nu, vis-a-vis de ce a spus și telespectatorul care a intrat alături de noi, în direct, alături de noi, că există acel tabel, da, pe care fiecare are de primit nu știu ce sumă. Păi nu, frate, pe mine mă interesează să-mi bagi bani în cont. După ce mi-ai băgat bani în cont, atunci da, de regulă da, ia cheile de la casă, ia terenul și fă ce vrei cu el. Așa ar fi normal, dar nu că mă pui pe o listă de acolo. Păi bine, pe o listă, îmi bagi scavatorul în casă, îmi dărâi în casa, păi și tu unde stai? Păi stai să vedem că ești pe locul 1273 pe lista aia și noi suntem abia la despăgubirea locul 13. Nu, aici e problema, ți-am zis. Și fii atent, ți-o spun încă o dată. Toate se urmărești pe toți. Dacă stai de vorbă cu toți, hai zona aia pe acolo. Mai luăm un telefon, colegii, mai avem un telefon? Alo, bună seara! Ne auziți? Da, probabil s-a pierdut legătura telefonică. Într-adevăr, mai avem câteva minute până la pauză. După pauză, stimați spectatori, luăm din nou telefoane să fim alături de dumneavoastră. Vis-a-vis de problemele acestea, mi se pare, adică sună acea persoană și spune, domne, că își pun tabel. Păi cu ce mă cântă pe mine că sunt pe tabelul ăla dacă eu n-am bani în cont? Vine iarna. Suntem în luna august, mai septembrie, gata. Din septembrie, la revedere. Vin pluile, vine vremea. Da, dar de ce nu mă trecești pe mine, pun tabel odată, îți dau sau pe ăștia? De ce nu cu pun tabelul ăla, să trească că au câștigat fiecare câte o parcelă de 2000 de metri pătrați în periferia orașului? Mă bătești pe tabele doar ca să-mi iei pământul sau cum? Amăleu, cine ai vorbim aici? Trebuia, ți-am zis, altfel făcute lucrurile astea. Eu așa o văd. Și știe și cine ar fi. Ascultă-mă ce spun, cine adereu știe treaba asta. Să știi că, de fapt, problema a apărut din primăria Târgu Jiu. Mare atenție la ce spun. Deci, dacă ei ar fi evitat astfel de autorizările astea, știi cum trecea cu vola peste ei, de n-avea treabă. Pentru că din 2008 ai zis ordonanța dată, te apuci de a ne construiești. De ce? E de interes național proiectul, la revedere, ce să mai spui? M-a venit cu conduta transgazul, a trecut prin Goș, prin toate județele. Da, trebuie, ce să mai, du-te la o parte, lasă, scoate-ți pâinea afară sau ce ai avea pe acolo, sau porumbul. Pe aici a fost numai porumb în zona asta, să știi, aici s-a construit în ultimii 10 ani. Nu trebuia să dea autorizații, bă, aici e problema, cea mai gravă. De asta fuge, toată lumea fuge, dar nimeni nu spune cu subiect și predicat. De ce nu este și tu acum să spună? Oameni buni, nu e problema mea. Este problema la cine a dat autorizații. Da. Ei nu fac treaba asta. S-a ascuns și în păpușoi. Că iar ajunge la birou de urbanism, înțelegi? În primăria Târgu Jiu, că urbanismul ăsta, ți-am spus, a făcut tablă de șah tot orașul ăsta. Deci tot orașul, nu știu ce au făcut acolo, cum au lucrat, cum au gândit-o, sunt deoparte, că noi nu mai avem nimic pe aici, dar cum au reușit de la l-au făcut zob în halul ăsta? Păi, probabil interesele de partid, de interesele personale, interesele nu de cred grup, că aici nu cred că a mai fost o problemă de interes de partid. Cred că i-a lăsat atât de liberi, păi, de au făcut fiecare pe bucata, păi, lui, pe direcțiile și pe birourile lui, au făcut fiecare ce au vrut. Înțelegi? Lipsa pugului și a spus cuvântul. Sperăm să se mai întâmple lucrul acesta în continuare, stimați spectatori. Luăm o scurtă pauză de publicitate și pe aia revenim repede, 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 repede aici din nou în studio. Publicitate și revenim. Noi, la compania Succes, am adus cea mai modernă tehnologie. Pentru ca tu, indiferent de nevoile tale, să găsești cele de trebuință. Îți aducem lemn de foc pentru iarnă, gata tăiat și crăpat. Livrăm atât în țară cât și în străinătate toată gama acestei industrii, începând de la lemn brut și până la cherestea, parchet sau mandal. La noi le găsești pe toate, la cele mai bune prețuri, pentru că suntem o companie de succes. Știați că un lucru greu poate fi transportat ușor, dar asta numai cu profesioniști.
Compania Succes efectuează servicii de transporturi grele interne și internaționale cu trailerul. Punem la dispoziția clienților trailere cu 4, respectiv 6 axe, cu lungime maximă de 23 de metri în ansamblu și o greutate de până la 67.000 de kg. Firmele interesate de transporturi gabaritice sau agabaritice, atât în țară cât și în străinătate, ne pot contacta la numărul de telefon 0745 659 306. Vă dorim transporturi grele cu succes! Descoperă eleganța! Spune da bunului gust! Alege tot ce e mai bun pentru evenimentul tău! Reușita acestor momente poartă o singură marcă, sala de evenimente Succes, locul ideal pentru petrecerea celor mai frumoase clipe din viața dumneavoastră. Sunt disponibile două săli încăpătoare și elegante, iar prețul pe meniu este foarte accesibil. Sala de evenimente Succes. Vă așteptăm să petreceți o noapte de neuitat și să degustați preparatele proaspete și delicioase din bucătăria românească și internațională. Sala de evenimente Succes. Omul gospodar își cumpără vara sanie și iarna motocoasă. Fiabile și economice, motocoasele Stihl își datorează eficiența tehnologiei germane care le pune în mișcare. Detalii în magazinele Triton din Târgu Jiu, strada Corneliu Coposu, bloc 3 parter și strada Narciselor, numărul 39, lângă depozitul Max. În Motru, aleea Teilor, numărul 20, complex mijloc. Triton, scule beton. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează admitere 2017, concurs de dosare, în perioada 5 iunie-26 iulie 2017, pentru studii de licență și master la următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Suntem cea mai bună alegere. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, târgul târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Am revenit, stimați respectatori, aici la Acces TV împreună cu Ivan Nicolae, colegul meu de platou, și vă prezentam problemele care există al acestor expropiați care pe terenul dânsilor unde trece centura municipiului Târgu Jiu. Am avut o distinsă doamnă care ne-a spus că, deși are un teren în fața acestei centuri, nu a fost contactată de către CNADNR și de către autoritățile competente pentru a fi despăgubite. Pe de altă parte, vedem autoritățile CNADNR cum spun că toate problemele sunt rezolvate și totul e roșu și curge lapte și miere. Există o dihotomie, o antiteză totală între aceste puncte de vedere. Pe de o parte, proprietarii de terenuri care urmează a fi expropiați nu și-au primit banii, pe de altă parte, CNADNR care ne vine și ne spune că e totul în regulă. Ivan Nicolae, ce ar trebui să înțelegem din aceste puncte de vedere? Dar înainte de a comenta cu Ivan acest subiect, este domnul Ion Tudor, directorul CNADNR, la telefon alături de noi. Domnul Tudor, ne auziți? Bună seara! Vă văd! Și ne vedeți! Aud. Bună seara! Da. Care este punctul de vedere al CNADNR, vă rog, vis-a-vis de ce am prezentat noi aici, la Acces TV? Poate n-am văzut chiar de la început emisiunea, că am fost pe drum. Colegii, băgați materialul să-l vadă și domnul Tudor în fără sunet. Ce despre ce vorba? Ce să mai vorbim material? Nu, că aud acum. Este sunet, am avut grijă să meargă televizorul, vedeți că nu sunt... Dar trebuia să luăm și un taraf de lăutare aici, să cânte așa frumos în surdină pe spate. Sunt bun și lăutarii. Vă rog, vă rog. Vreau să vă pun următoarea întrebare, dragii mei, și după aia sunt la dispoziția voastră. Roapă a publici, ce înțelegeți voi prin asta? Că centura Târgu Jiu nu era necesară? Ba, era necesară, noi n-am spus că era necesară, Doamne ferește. Era necesară. Problema este, domnul Tudor, cine e principalul vinovat pentru care s-a ajuns în situația asta? Păi și de ce
ce Târgu Jiu, groapa banilor publici? Pentru că sunt unii vinovați, mai mult sau puțin, că s-a ajuns în situația asta. Se toacă banii publici. Pentru că o să se toace, domnul Tudor, că bănuiesc că constructorul ăla, dacă mai stăm mult pe loc, o să ne dea în judecată pe noi statul român și o să ne ia banii. Bravo. Păi și nu e groapa banilor publici, nu vedeți despre ce vorbim? Deocamdată nu se pune această problemă. Există posibilitatea legală ca acești constructori să ceară ei niște claimuri, niște bani când stau degeaba. Nu stau degeaba. Și vreau să vă spun că în ultima analiză care s-a făcut și cu conducerea companiei și cu directorul regional și când am avut și efectul și cu alte instituții, nu sunt niciun fel de piedici. Nu există niciun fel de pericol generat cumva de companie sau de constructor să nu se lucreze pe varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu, da? Așa că chestia cu titlul acolo, groapa publici, mă rog, trecem și peste asta. Vreau să vă spun ceva. Am înțeles că mai devreme v-a sunat o doamnă de stăpana Ipătescu în zona Bucureasa. Aici vreau să ajungem, da. Și spune doamna că nu a contactat-o nimeni. Întrebați-o dacă numărul de telefon, câte persoane au fost la poarta dumneei astăzi și cine au fost. Păi dacă Dinaura a spus că n-a fost contactată de nimeni. Păi acum noi, dacă noi am fost 4 persoane, eu, Cristi, 2 reprezentanți de la companie de la Ivan București, care au venit special astăzi la Târgu Jiu, încă o dată și am mers în punctele, aceste puncte cu problemă, dar am mers fără surle și surițe, fără alte persoane, au mers oamenii încă o dată în teren. Și ne-am oprit la poartă la dumneai, acolo unde este o problemă legată de pasajul care trece peste centură. Da, este o problemă. Vreau să spuneți că doamna aminte, a fost că ați expropiat, fost acolo. Terenul a fost expropiat până aproape de 3 metri de casa dumneai. Da? Dar nu se va construi până la 3 metri de casa dumneai. Acolo trec utilitățile, conducta de gaze, conducta de apă, telefonia, ce va mai fi. Problema la dumneavoastră era cu gardul, cu fosa. Într-adevăr, vor fi demolate. Deși, totuși, la fosa să nu fie demolate. Asta am discutat noi astăzi cu dumneavoastră. Da? Tot păi astăzi vreau să spun că am fost și pe zona de nord, acolo știți, sunt cele două case, vorba de familia Spână și familia Grere. Ivan cunoaște cazul mai bine. Ivan, domnul Tudor, mai puțin. Păi și dacă ați fost la dumneavoastră, ați făcut vreo ofertă astăzi, să înțeleg? Adică la modul gardul, fosa și astea. Nu, stați un pic. Nu facem noi ofertă. Deci noi nu discutăm decât pe lege. Nu. Bun, și legea ce spune? Ce ați făcut astăzi noastră? Deci, noi am fost astăzi în teren. Se face niște verificări de către companie. Am înțeles. Dar, întâmplător, fiind în zona dumneavoastră, ne-a văzut și a venit la poartă, că ne-a cunoscut. Așa. Și atunci am discutat cu dumneavoastră și am explicat concret ce se întâmplă în zona respectivă. Problema legată de prețul. Deci, trebuie să lămurim o dată pentru totdeauna. Prețul nu l-a stabilit compania. Pentru legea prevede clar, evaluatorii autorizați ai statului român fac justa evaluare a terenului. Când o fac? Când o fac, domnul Tudor? Când? După ce intră buldoza sau înainte? Spuneți. Ascultă-mă. În momentul în care, hai să o luăm cu începutul, s-a stabilit traseul variantei de ocolire. Constructorul, prin firma de evaluare și expropiere, proprietar, identifică pe teren proprietarii din zone respective, Popescu, Georgescu, solicită de la primărie listă tot ce înseamnă proprietar pe parcelele respective, pe unii am identificat, cei mai au fost lista primită de la primărie, pentru că nu i-ai găsit oameni acasă. S-a făcut lista, s-a făcut evaluarea terenului și a caselor, după aceea s-a pregătit o ordonanță, hotărârea de guvern,
cu lista de expropieri și cu valoare, s-a deschis cont. Asta este legea, procedura legală și suntem în Europa. Stai să facem dialog, domnul Tudor, stai să facem dialog, că eu sunt mai încet la minte. Păi dacă nu ai de să-i omul acasă, cum face evaluatorul domnul Tudor? Ce știe la ce am eu după gard acolo? Că uite, asta are fosa. Ăla altul are cine știe ce mai are. Dragă. De unde știe evaluatorul dacă el nu a fost acasă la proprietar să-i măsoare, să vadă despre ce vorba? Un gard poate să fie de bolțari, poate să fie de șipci sau poate să fie de bambus. Evaluatorul, evaluarea s-a făcut în teren. Evaluarea s-a făcut în teren punctual, la terenurile... Și a trimis la cineva vreo notificare evaluatorul în care spune și acea cunoștință că el va fi expropriat și primește suma de... Hârtie, negru pe alb, a primit cineva? Atenție, spuneți. Nu evaluatorul face. Evaluatorul face evaluarea în teren. Da? Plecând de la imobil, vine și măsoară casa, îți apreciază din ce-i construită, ce camere are, câte, ce material. Așa, asta știu. Evaluarea. La case. Da. La terenuri se primește ca sumă de referință valoarea terenurilor din... După, domnul Tudor, stați puțin că termenele astea tehnici nu interesează. Stați puțin că am intrat într-o... Dar trebuie să explicăm o dată. Nu, stați puțin, am înțeles, dar termenele astea tehnici. A contactat-o cineva de la CNADNR cu negru pal pe doamna aceea să-i spună: doamnă, îți ofer suma de 100 de milioane pe casă? Dar dacă n-ai răbdare, de unde vrei să știi ce vreau să spun? Dragul meu, așa. Nu mai ai răbdare, nici tu, nici eu nu mai am răbdare, dai seama. Deci după ce s-a publicat, s-a apărut, înainte să apară ordonanța, pentru fiecare proprietar de imobil, teren sau casă, s-a deschis un cont în care a fost trecută valoarea. După aceea a apărut hotărârea de guvern cu anexa. Pe anexa au trecut toate persoanele, Popescu, Georgescu, Ionescu, suprafața și valoarea, suprafața expropiată și valoarea pe care o primește. Este adevărat că foarte mulți oameni n-au știut să caute. Oameni n-au știut, nu e vina lor. Și atunci, ordin de la București, secția Târgu Jiu, toate problemele când vin oamenii cu acest unde dacă la terenul sunt pe listă, cu ce suprafață, cu ce valoare, noi le-am pus la dispoziție. Cei mai mulți oameni au înțeles, au fost nemulțumiți, atenție, nemulțumiți, dar au fost și oameni care au zis: bine, domnule, să banii cât o... Dar avem și a treia categorie de cetățeni, de foști proprietari, care în momentul în care au primit cu anexa, și-au zis: ăștia sunt banii pe care mi-i dați, da, cât? 500 lei. Nu sumit, vă dau în judecată. N-au dat în judecată, au primit o sumă, pe ea mulțumit, iar noi am demolat casa respectivă. După ce omul a spus: mă mai lăsați o lună sau două să pot să dau și eu lucrurile, să-mi jugrăvesc casa în partea alaltă sau să-mi găsesc gazdă. Deci, un lucru este esențial. Nu va fi scos niciun om din casă atât timp cât noi vom fi pe aici, fără să-și primească banii din casă, atenție, fără să-și primească banii și fără să aibă un timp să două, trei săptămâni, o lună, acum sigur nu 5 ani. Deci lucrurile sunt foarte clare legate de case. Din păcate avem case, sunt case unde au avut alți proprietari. Moșteni, între timp a murit proprietarul Nea Popescu și au apărut alți moștenitori. Alți proprietari acum. A trebuit modificată lista. Domnul Tudor, și de ce să am eu încredere, domne, în statul român că îmi dă banii, domne, după ce îmi dărâmă casa? Domnul, da? Atenție, păi eu ce vorbim până acum? Păi nu vreau să am încredere eu. Nu am, nu mai știu, mă neficiciosul eu. Naica, dar ascultă, da. nu numai cum vrei tu. Casa nu ți-o dărâmă, primești banii. Din punctul ăsta de vedere, noi am fost foarte fermi și conducerea companiei și conducerea ministerului. Nu putem să scoatem oamenii în drum până nu le dăm banii. Bun, de acord, domnul Tudor. Și domnul acela, stai puțin, Ivan. Domnul acela pe care l-ați văzut în fața cupei la excavator a primit banii? Acolo nu e casă. Teren ce? A primit banii? Nu. Băi, urmă ce este?
statul român e proprietar pe toate, pe teren, pe toate imobile. În momentul în care s-a publicat a apărut hotărârea de guvern, s-a domnul publicat. Tudor, stați să clarificăm situația. Dumneavoastră a spus că nu primește absolut în momentul în care trece drumul pe acolo, se procedează la demolare, numai atunci când sunt banii în contul proprietarului. La omul acela care l-ați văzut acolo pe acel teren, care era fără de multe bani, a primit bani. Eu vorbesc românește, case. Nu va fi scos niciun om din casă. Domnul Tudor, e vorba de dreptul la proprietate, că e teren sau e casă, e irelevant. Nu facem acum chestiuni de aici cu dreptul la proprietate. Eu spun românește și încă o dată vă rog să mă înțelegeți. Legea prevede foarte clar legea exproprierilor. În momentul domnul Tudor, e o întrebare simplă, nu mă interesează explicațiile. A primit acel om banii sau nu? Domnule, dar dumneata vrei ca Tudor să încalce legea, să-i dea banii înainte de a te face niște pași? Păi și cum credeți, domnule, să-mi dați banii? Adinaur a spus, stați puțin, Adinaur a spus ceva, acum vă contraziceți, mi se pare complet aiurea. Ce-a spus Adinaur? Că pe case care ne-au dat în judecată, au câștigat case și-au primit banii, și-au primit banii, au mai stat oamenii unii, două luni, alții o lună și s-au mutat și s-au demolat casele, asta am spus. Cred că mă înțelegeți bine. Domnul Tudor, dar vă mai pun eu o întrebare și atât. Sunteți de acord cu mine că s-au dat autorizații de construcție după 2000, după ce s-a dat HG-ul? Adică 2010, 2011, 2012, chiar 2013, 2014? Atenție, stai un pic, să nu facem confuzie, că și noi la început am făcut confuzia între hotărârea de guvern privind exproprierea și ordinul în care s-a dat dispoziția, ordinul în care s-a propus la finanțare și s-a făcut proiectul pentru această variantă. Deci, proiectul studiu de fezabilitate a fost făcut cu vreo 4-5 ani înainte de a se face de ordin. Ordinul s-a dat, hotărârea de expropiere și ordinul de începere s-a dat în 2014, știți. Păi și stați puțin, nu, păi ce spuneți noastră acum e ca și cum, adică facem un proiect astăzi că trece, nu știu, calea ferată prin altă zonă. Atenție! Și până nu dăm ordine începerea lucrărilor, ce facem? Autorizăm în continuare și construim pe acolo, facem cine? Piețe, ce facem... CNADR-ul? Cine e autorizat de CNADR-ul? Nu! În păi spuneți noastră, noi... deci sunteți de acord cu mine că acolo s-a făcut o mare imprudență și acolo a creat haosul din zona aia? Spuneți, da sau nu? Îmi spuneți-mi în ce zonă vă referiți? Urbanismul. Unde s-a creat haos? Da, avem o problemă legată cu Ancuța, da? Avem o problemă legată cu o casă de la, de la Preajba, dincolo de Târgu Auto, da? Unde acolo este vina unui angajat al nostru, care lucrurile s-au găsit, a fost... Asta nu ne aparține, nu aparține unei persoane, da? Dar în cazul Ancuța, noi nu ne aparține nicio vină. Acum s-a obținut autorizarea de construire. Prin ce mijloace a instituției abilitate să hotărască să constate. Da? Nu mai intrăm în amănunte și înțelegeți de ce nu mai intrăm în amănunte. Că astăzi au venit și altă dată au mai fost, sunt alte persoane autorizate să verifice. Cert este că a apărut această construcție după ce a fost stabilit culoarul de trecere al centurei. Da? Construcția lui ce gura asta, lui am... Da? Ați înțeles? Nu mai intrăm în amănunte că nu e acum. Da, poate o să veniți într-o emisiune aici să... Poate atenție. Să veniți aici într-o emisiune să lămurim toate aceste probleme, domnul Tudor, va fi recunoscător. Va trebui să venim, și cu documente, așa. Da. Însă, în continuare vă spun, nu vor fi oamenii scoși din casă până nu-și primesc bani. Că sunt probleme cu actele pe case, că nu mai au de proprietate pe teren, că sunt probleme între moștenitori. E adevărat, sunt probleme. Dar interesul nostru al tuturor este să reușim să se rezolve aceste probleme, să facă oamenii primi bani. Da. Nu credeți că este simplu, însă cu promisiunea voastră că mă chemați și a mea că voi veni, vom veni cu documente în emisiune să explicăm oamenilor. Da, săptămâna cert viitoare vă așteptăm. Mulțumim. Cert este că ce s-a întâmplat în zona Bucureasa nu ne face cinste la niciunii. Asta este. Toată lumea se uită, toată lumea se întreabă de ce s-a ajuns în această situație. Trebuie să respectăm legea.
Mulțumim, vă așteptăm săptămâna viitoare aici în studio. Mulțumesc că ați fost alături de noi, domnul Ion Tudor, director CNADNR, secția Gorj. Într-adevăr, Ivan, văd că... Te doare mintea. Da, responsabilitatea de fapt ar fi ba la București, ba aici. Oamenii nu sunt scoși din casă până își primesc banii. Nu, dar... este numai aici. Ascultă-mă. Este numai aici, fiindcă și ei la București nu se gândeau să întâmpine problemele astea. Nici constructorul probabil nu se gândea. Acum îți mai spun una, dacă de constructorul în judecată că îl ții pe loc și el nu-și termină lucrarea, timp, când trebuie, da, bravo. Te dă în judecată și plătește cine? Statul român. Cine e statul român? Tot contribuabil. Noi toți plătim. Ce plătim noi? Plătim niște imprudențe la 2-3 adormiți din sistem, care au autorizat când nu trebuie și unde nu trebuie, și alții care nu și-au făcut temele să respecte niște pași așa cum se cuvine. Exact cum spunea și Ion Tudor. Da, vin și bag cupa, dar în momentul ăla trebuie să am banul pus în cont la om. Nu bag cupa în nici că dacă are porumb. Ce să caut acolo? I-am dat banii, da, bag cupa. Nu, nu bag, mă, că nu așa suntem în 1950 leu, hai să fim serioși. Păi, din punctul de vedere, cred că suntem mai rău. Alo, bună seara, hai să mai luăm un telefon. Bună seara! Domnule Leonard? La telefon, da. O mică întrebare pentru dumneavoastră. Gata, ziceți. Înainte când ați jucat la Tele3, mă sunat că pronunț numele. Așa. Domnul Tudor venea des în emisiunea dumneavoastră și emisiunea domnului Eugen Măruță. Așa. Este cumva din cauza că a cărat pământ de la centură domnului Davidson și domnului Goie Filip, primarul de Arovinari? Tăiați-i telefonul, într-adevăr. Nu cred că și-au rostul astfel de acuzații făcute în mod gratuit la adresa domnului Tudor, că i-a cărat domnul Tudor pământ sau nu știu ce lui domnul Davidson. Nu. În momentul în care aveți probe serioase și acuzații serioase, nu să aruncați la nivel de bârfă și mizerii din astea în spațiu public în dorința de a arunca cu mocirile într-o persoană sau alta. Nu am fost niciodată de acord și nu voi fi niciodată de acord cu astfel de practici mizerabile. Nu știu ce a fost în mintea telespectatorului care a sunat și vine cu astfel de acuzații. În momentul în care aveți ceva să-i spuneți domnul Tudor, veniți și vorbiți pe acte. Nu veniți să împroșcați cu noroi în spațiu public folosindu-vă de anumite contexte pe care le considerați dumneavoastră prilejuri favorabile pentru acest lucru. Da, da. Ivan, te rog. Vezi, oamenii, și opinia oamenilor este foarte scindată în momentul de față, pentru că nu știu ce să mai creadă, având în vedere că până acum acei oameni au fost pregătiți să-și construiască, să-și înceapă o viață pe acele terenuri, acum s-au trezit dintr-o dată cu elementul surpriză, gata, domn, hai, trebuie să dăm, da, și să dăm totul la o parte, viața noastră, gata, ce ne-am propus noi până aici se încheie, vedem ce facem, că vine cineva de rău peste noi. Alo, bună seara, hai să mai aruncăm un telefon. Alo? Bună seara! Bună seara, să trăiți numai bine. Am și eu o părere. Ziceți-ne. Sunt posesorul la un teren acolo pe Ana Ipătescu și sunt afectat de lățirea drumului Târgu Jiu-Bucureața. Banii nu s-au dat. A intrat pe teren, a pietruit, dar nu s-a dat niciun ban în cont. Așa. Acum problema este mult mai mare, că s-a duce pe la drumul pe acolo, așa, și toată lumea ridică din numeri. Domnule, mi-a intrat pe proprietate, trebuie să-mi dai banul. Așa. Corect. Asta a spus și domnul Tudor, da. A doua problemă este că este o bătaie de joc cu prețul. Așa. Eu sunt expropriat la partea de către drum și mi s-au venit 5 euro pe metru pătrat. N-ar fi atât de rău. Așa. Dar am un vecin aici care are în tarlaua a doua și s-a oferit un ron pe metru pătrat. Un ron. De eu locuiesc la țară și cea mai amărâtă pârloagă este departe de un rond pe metru pătrat. Corect, zice. Deci mi se pare și toată, adică să nu fie vreo problemă legată de comunicare. Adică dacă are terenul chiar lângă dumneavoastră, dumneavoastră... Aici și în spate, deci parcela a doua. Prin spate pe la încuțul ăsta de acolo, mai în spate. E o sesizare pe care, da, e o sesizare. Nu știu exact unde are ancuța, dar... Uite, ar trebui să mergem, da? De la acuta spate spre Botoroci. Așa. Nu, dar dacă terenul se află unul în prelungirea celuilalt, mi se pare să nu fie vreo problemă de comunicare, zic, adică dânsul îi oferă 5 euro, iar dânsul îi oferă doar un ron. Să nu fie vreo problemă. E la stradă, la mine a fost terenul intravilan și sunt la stradă, deci. Și el unde are terenul, mai în spate? El în spate, în parcela a doua, a treia. Așa. Deci nu este tabel, este bine, a fost și s-a documentat. Și ia și terenul, e ceva diagonală, deci rămâne cu un triunghi care nu poate să facă nimic acolo, nici așa, nici așa. Și altă problemă, primăria s-a spărat pe mâini,
la intrare, la fosta avicul, acolo a pus un indicator cu câțiva ani în urmă, turist de doare. Să nu fie, să nu fie, domnul, numai puțin. În continuare, deci vinul ăla se închisit, deci bate joc de un om care face un credit, face un împrumut și la urmă rămâne cu buza umflată după viață de muncă. Te rog, Ivan. Să nu fie cumva terenul intravilan, extravilan, arabil, cum au ei termenii. Probabil evaluările le fac și la... Da. Păi știi cauza. Dar oricum, deci eu locuiesc în zona Stănești. Și la mine la țară, cu un ron pe metru pătrat și unele sunt mărăcini de la aia. Și nu poți să-l cumperi cu un ron pe metru pătrat. Da, cu un ron. Păi zonă de oraș, de asta te-i tablau a doua, treia. Da. Da, e o problemă, e o neregulă probabil acolo. E ceva de bătaie de joc cu un rot, un leu pe metru pătrat. Deci îmi dă o pâine pe metru pătrat de teren. O pâine neagră și aia. E un strigător la cer. Puțin. E ceva de neimaginat. Domnul Cristi Tudor dă din numeri acolo cât îl lăsă-l întreg și arată hotărârea de guvern. Te duci la tribunal, te duci, mai cheltui alți bani ca să câștigi și nu câștigi. Că și acolo este o învârteală cu aia să primesc ordini de sus la curțile de apel și cheltui și bani cu avocate și nu mai obții nici un preț mai mare. Și ajungi de cheltui cu avocații mai mult decât primești despăgubirea pe teren. Exact. Mulțumesc că ne-ați adus la cunoștință aceste aspecte. Da, și eu vă mulțumesc și vă doresc emisiune. Aveți numărul nostru de telefon acolo, oricând aveți probleme puteți interveni să ne spuneți și noi ulterior să ne depăsăm la fața locului să vedem și noi despre ce este vorba exact, că până la urmă așa mi se pare și firesc și normal. Adică mi se pare un ecart prea mare între 5 euro care îl primește domnul și un leu, un ron pe metru pătrat. Nu cred că aici se leagă de altceva, ți-am zis. Cred că e arabil și e extravilan, da, intravilan. Un leu, ron? Nu, un ron e puțin. Păi, nici dacă ar fi la... Nu, hectare acum de teren, 2000 de euro, sub 2000 nu mai e arabil. Pășune, ce-o fi el. Nu mai e, că vezi, dă și subvenție și e la mare căutare. Da. Într-adevăr, am avut mai multe tematici pe care am dorit să le epuizăm în această seară, dar, din păcate, centura Târgu Jiului, groapa banilor publici, ne-a ocupat aproape tot timpul emisiunii. Vom continua pe acest tipar pentru că sunt foarte multe persoane care sunt expropiate în calea celor care doresc să construiască centura municipiului Târgu Jiu, dar totodată am primit foarte multe mesaje vis-a-vis de drumul acela cu criblură. Care deci, uite, acum am primit și eu, da. De la Panduru îmi trimite o prietenă. Da. Accident, mașină răsturnată, uite, de la Griblură, la Scoarța. Acum, văd, da, Doamne feste, sper să nu fi avut victime, știi? Dar la cum e de plecată, cred că a mers și un pic cam tare. Păi probabil la fugi pe Griblura. Știi cum, Griblura, da, fugi. Dacă a intrat puțin mai tare pe viraj, Griblura se învârte sub roată. E normal să te duci, că primăvara avem probleme de astea, de la nisip. Știi că de zăpezim iarna și primăvara rămâne tot nisipul la pe șosea. Și unde s-a răsturnat? Ei, acum, văd aici poza, da, văd că a dat Panduru acum în clipa asta, da. Nu pot să-mi dau seama unde. Probabil, cine știe, pe vreun viraj. La Scoarța, spun ei. Păi nu, important este dacă trei persoane ușor pe tronsonul de drum, unde era aceea Griblură. Păi da, acolo. Zice clar, accident la Scoarța, derapat de pe Griblură. Deci de pe Griblură s-a derapat, uite. Da, adevărul este că nu trebuie să-i scoatem pe cei de la CNA de nevinovați de toate, pentru că acolo restricție de viteză pe acel tronson de drum, vedem foarte mult. Și dacă ar fi fost, ai făcut lucrarea, acum ai făcut-o sau, mă rog, e Griblură peste tot și în aer. Dar nu te pune nimeni să mergi acolo cu 70-80, că ai spus și tu. Deci eu am venit la București 70-80, ieri. Ivan, hai să fii serios că merg cu 120. Și am trecut, când am venit la București ieri, nu? Ieri de dimineață. Și a trecut un tir pe lângă mine, tirul cred că a avut 70 la oră, 80 la oră. Bă, pentru tir e tare viteza asta. Bă, știi cum a dat ploaie după el? Da. Ei, eu am văzut un... Era de Olt. Un inconștient. Da, era deci, de Olt, eu am cel mai mare respect pentru ei, între ghilimele de rigoare. Deci, mie mi se pare un pericol drumul acela, sincer, de la Craiova până când mergi la București, pe Craiova Pitești. Deci, eu ce am văzut acolo pe zona aceea, cred că n-am văzut în toată România asta șoferi ca acolo. Ei, mie mi se pare mai bun drumul ăla decât ăsta alt. Da, e mai lung, dar mai pe slatina mergi mai liniștit. Cine? Mai multe paliere, mai pe cuvântul meu, decât ăsta pe partea asta pe Vâlcea. Da, păi probabil acum le place celor de la Olt că e Griblură aici, să duc și patinaj artistic. Bac cu tirul, bac mai știu eu ce. Facem un pic de haz de netaz, pentru că dacă s-a respectat toate restricțiile de trafic pe care le-a impus cei de la CNADNR acolo, nu cred că am avea victime, nu cred că am avea probleme. În schimb, credem că am văzut unul, cred că mergea cu 120, un dăsta cu lanțuri multe și cu ce mai avea atârnate de gât așa. Știi cum arunca Ivan? Zice că face slalom și e cu schiurile. Deci arunca Griblură în stânga și dreapta de la mașină, cred că sărea 3 metri în sus. Uite, o să revenim pe subiectul ăsta.
că e destul de interesant. Trebuie să mai mergem și cu oamenii din poartă în poartă, știi? Păi, mergem de la oamenii din poartă în poartă, dar Tudor Aicbrogant, din punctul meu de vedere, o opinie cât se poate solidă, adică nu te scoate afară din casă cine ADN-ul până nu-ți dă banii. În schimb, de asta l-am întrebat și nu mi-a răspuns la întrebare. Domnul acela care era, domne, că e teren, că e altceva, păi nu mă interesează că e vorba de dreptul la proprietate, da? Da. Deci dacă omul ăla a primit banii pe acel teren, eu asta am vrut să-l întreb și nu a vrut să-mi răspundă. Sau s-a fofilat, s-a făcut că nu înțelege ce vrea să răspundă. Păi da, nu știe să... Așa, da. Dacă omul ce mai căuta acolo, că atunci da, de acord, putea să-l ia poliția în secundă, păi stai nene, că ăsta nu mai e terenul tău. Afară. Atunci perfect de acord dacă a primit bani. Dar dacă n-a primit bani, înseamnă că avem o problemă. Și o problemă, zic eu, deloc de neglijat. Urmărim. În continuare să vedem până la urmă ce se va întâmpla. Curios. Trist totodată pentru ăștia care le ia, ba curțile, ba jumătate de casă, ba terenul chiar la unii. Unii poate și-au cumpărat teren și au dat, ți-am zis, 10-15 euro metru pătrat, s-au gândit să-și facă și ei o casă pe viitor. Ulterior... Și s-a trezit că și-au făcut centură. S-a trezit proprietar de șosea. Da. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, vă rog! Alo? Bună seara, da! Bună seara, domnul Filip! Bună seara, domnul Ivan! Bună seara tuturor târgujenilor. Dacă nu mă înșel, îl avem la telefon pe domnul Gheorghe Caralicea, candidat independent la primăria municipiului Târgu Jiu. Nu, e Gheorghe Caralicea. Ia cine e? Gheorghe Caralicea sau Nicu Davițoiu? Fostul candidat independent. Am avut dreptate, Ivan, gata, ai pierdut. Așa, ziceți domnul Caralicea. Acea doamnă care a intrat la dumneavoastră prin intermediul telefonului indirect, cred, dacă nu greșesc, am discutat cu dânsa în campania electorală, se află o casă pe în prelungirea Ana Ipătescu către Bucureața. Acum înțeleg că CNADR-ul dă vina pe cetățean, cetățeanul dă pe primărie. Da, ce caută cetățeanul să aibă drept de proprietate acolo? Corect, deci trebuie respectat dreptul de proprietate. Aș vrea doar să pun o întrebare. Dacă această centură ar fi trecut prin cartierul Bicaz pe băcurata privată, da, vedea pe casa secretarului primăriei sau prin oraș pe unde sau prin primăverii pe unde stă Cârciumaru și cu Călinoiu sau prin primăverii sau alți oameni politici acolo e primăvara politică, domne, așa spuneți oare ce preț s-a dat, cum ar acționa și cum ar lua deciziile oamenii și organele competente. Deci, mă bucur că primarul actual, domnul Romanescu, a reușit cu microciparea cailor, dar cred că era nevoie și de prezența dânsului acum acolo, când poliția s-a comportat în acel... Păi nu avea de unde să știe Marcel Romanescu ce se întâmplă acolo. Cum? Nu avea de unde să știe Marcel Romanescu ce se întâmplă acolo. Bine, atunci dânsul am văzut că își pune doar dorințe, nu știe nimic ce se... Bun. Acum, referitor la despăgubiri, oamenilor li se promite marea cu sarea, li se dă prețul care s-a fixat. Păi nu li se dă niciodată. Nu li se dă nici ăla, ați auzit ce a spus telespectatoarea care a intrat alături de noi. Dacă toți suntem la zi, ce ar însemna ca și primarul sau directorul CNADR sau alții, nu că am ceva cu ei, nu și-ar primi salariile și le-ar primi peste 5 luni? Sau peste un an? N-ar fi rău, zic eu. Domnule, haideți să încercăm să lucrăm pentru cetățeni, să găsim o soluție ca acești oameni să nu rămână pe drumul și să fie despăgubiți într-un mod decent, cred că se poate face. Dumneavoastră, felicitări pentru emisiunea dumneavoastră, domnul Ivan, felicitări și dânsului. Domnul Ivan, e cert, dar te-ai pus tot timpul pe ceartă. E supărat vreo pe autorități, Ivan, al nostru. Este nevoie și de un om care să spună lucrurilor pe nume. Da, mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Gheorghe Caralicea a fost alături de noi.
un punct de vedere, zic eu, al majorității locuitorilor din Târgu Jiu, pentru că foarte mult se așteaptă în momentul de față de la autorități, de la reprezentanții instituțiilor, adică, băi frate, hai să asanăm o dată treaba asta care se cheamă Târgu Jiu. Orașul ăsta, gogolul ăsta aici în care trăim cu toții, să fie ceva mai prosper pentru toată lumea. Și, în schimb, avem parte de astfel de experiențe nefericite în care un biet om este alergat până șanțul de către poliție pentru că niște amețiți ăștia prin primărie au emis autorizații necunoștință de cauză, iar alte persoane sunt susceptibile de a trece până aceea stare pe care a trecut acel distins domn sărac. La care a legat din fața, în fața buldozerului, de fapt, problema lui este că nu-i dă banii care vrea el pe teren. Știi? Omul are 20.000 de metri pătrați de teren acolo și normal că nu-i de acord să dea pe 2 euro, 3 euro. Păi e o problemă, dacă n-a dat terenul atunci, deci ăia n-aveau ce căuta cu excavatorul acolo. Atâta vreme cât omul e proprietar în acte. A pierdut procesul, repet. Deci a avut, a câștigat în prima instanță, iar la tribunal a pierdut. Știi? Și e definitivă și irevocabilă. Așa... Atunci, da, nu avea ce căuta acolo, într-adevăr. Da, este... Da, bani în conto nu avea. Păi Tudor a spus și a luat angajamentul că domne, omul nu e scos afară de casă până nu are bani în cont. Eu aici am vrut asta, aici am vrut asta. Hai să spun una și cu câștigatul proceselor, na, știi, cu instanța ce zice, literă de lege. Dar, băi, nu știu, exact, dai 10-15 metri pătrat, nu poți să-mi dai 3, deci nu concep asta, eu pentru nimic în lume. Deci nu concep, astea sunt bulgărisme, în ghilimele, păi. Așa se numesc. Știi, adică faci afaceri bulgărești. Te duci și cumperi cu un leu și vinzi după aia cu 20 de bani. Băi, vând eu că am nevoie de bani, am mai făcut bulgărisme, sunt tătic pentru... Știi, apropo și de acel domn care este acolo, dacă cei care sunt cu terenurile învecinate lângă el, în stânga sau în dreapta, au fost mulțumiți de prețul stabilit de evaluator și ulterior de despăgubirea primită de CNDR, e posibil ca la domnul acela să fie o problemă, dacă li s-a oferit prețul pieței și domnul să ceară poate un preț mai mare, cu care evaluatorul n-a fost de acord. Este și asta, pe care trebuie să luăm în calcul. Știi cum e, printre oameni permanent mai apar și care nu te înțelegi că ei sunt nicio formă, știi, deci cere prețul de parcă l-ar avea, nu știu, în Las Vegas. Hotel X. Nu, nici așa, știi, da? Totuși, nici să dai preț în bătaie de joc. Spunea că vine, vine un evaluator și face o analiză. Da, sunt de acord, să vină și un evaluator pus de ce dar și un evaluator plătit de mine. Știi că... Acum, dacă statul plătește pe ăla și dă un contract să facă 200 de evaluări, îți dai seama că le face cam cum vrea CNADR-ul, nu le face cum vreau eu. Poate să le facă și la nivel stas, adică, bă, ăla i-am dat atâta, să le dă la următorii 20 tot atâta. Leu, problema apare, ți-am zis, la cel puțin în ceea ce ține de construcții, nu? Păi, bă, gardul ăla e din Bolțar, gardul celălalt e din Șipci, gardul ăsta e din piatră de munte, ăla altare granit. Vino și fă evaluare cum se face. Așa. Dar lăsând deoparte asta, ți-am zis, problema unde apare de fapt. Dă-o încolo și nu mai găsesc cu nimic pe mine când dai bani și după ce mi-e curtea și mă lași la casă ca la bloc. Nu mai găsesc cu nimic, poți să-mi dai și 30 de euro pe metru, să-mi plătești și gardul, nu mă ajută cu nimic. Mie din momentul ăla mi-ai schimbat viața. Categoric și la toată familia. Adică, logic, adică având în față un teren, nu știu, având 20 de metri, 30 de metri adâncime și un 20-30 lățime, nu fac și acolo o grătinuță, îmi fac un pun foi, fac frumos copilul, leagă, nu aia. Mi-ai luat, tu m-ai lăsat pe scară și în pervaz mă uit pe camion sus. Nu, e, ce să mai, nu trebuia să ajung aici. Și cu asta am spus tot. Noi nu trebuie să discutăm acum aspecte de astea. Permanent noi discutăm, numai ți-am spus efecte. Atât. Și alea rămân la discuții și atât. Credeți-mă că săptămâna viitoare o să identificăm probleme în Târgu Jiu, o să luăm cu noi un steguleț alb, fanioane unde găsim problema, ca la corner o să vedeți. O să înfigem acolo fanionul, problema numărul 1. O luăm pe cartier așa și ușor, probleme rezolvabile la minut. Adică când zic la minut, mă refer la, nu știu, vă dau un singur exemplu, știu pe lotul într-un loc de ăsta lângă blocul de spațiu, vezi, joacă copii, este o țeavă tăiată la nivelul pământului ca la o palmă. Adică dacă dă un copil cu spatele în ea, bine nu e. Nu știu dacă stă acolo de 5 ani, 10 ani, 15 ani. Bă, dar trebuie să nu mai stea. Și o să mergem noi să o găsim mâine, că am văzut-o eu acum câteva luni bune, punem stegulețul acolo, mergeți cu flexul, tăiați-o, dezbăpați-o cu cazmaua, faceți-i ceva. Și uite așa mai departe, dar numai așa trebuie făcut. Și revenit a doua zi, a treia zi, până când dispare stegulețul. Ați vrea dispărut și țeava. Asta vor oamenii, asta vor oamenii, asta le facem noi. Noi ți se pare că noi suntem un subbirou sau un birou administrativ al primăriei municipiului Târgu Jiu să facem lucrurile astea când ăia sunt o grămadă plătiți acolo. Păi da, dar ăia doar... Pe Facebook la, și ce mai fac eu la telefoane? Păi nu, că o să luăm și un consilier de la domnul Romanescu.
luăm și un consilier, luăm la sub braț domnul Romanescu cu noi și mergem noi cu el, știi? Ne ducem ușor, 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 ușor și sunt convins că după aia o să luați biciu, să-i mânați mai departe, că nu o să-i țineți. Cred că ar trebui să pună biciu pe ceilalți care sunt acolo și stau la birouri și frecând menta de obicei, pentru că dacă are și nu trebuie să iasă toți, Ivan, hai să fii serios, dacă ești 5-5 să-i îndeasă, să își delimiteze ca în fiecare săptămână municipiul Târgu Jiu pe cartier și pe zone, dacă are și de fiecare dată 5-5 săptămânal, câte 2-3 ore într-o săptămână identificarea de probleme, în 2-3 săptămâni ar termina pe toate. Dacă îți dau telefonul să vezi mesaje, probleme și te iei cu mâine de cap, dar nu poți să le acoperi pe toate. Dar bă, care sunt rezolvabile, îți repet încă o dată, minutul de asta, cum le zic eu, adică într-o jumătate de oră, o oră, du-te, voi nene, și fă-le. Du-te și fă-le, că dacă tot așa o lungim permanent și sunt oameni, grupuri, s-au creat, au început să vorbească fiecare și bine fac. Păi s-au săturat după 20 de ani în care au stat sub același sistem. Nu, Marcel trebuie să dea, Marcel mai trebuie să dea drumul la motoare. Ușor, ușor trebuie să dea numai motoare, ai clar. Nu știu cum face, cum nu face, dar trebuie să-i dezvețe, că bugetarii ai văzut ce fac. Chiar am postat zilele trecute cu o doamnă de la primărie, cum juca femeia, nu știu, Candy Crush, nu știu da, ce am juca, văzut, da, pe am Facebook, văzut, da. Bravo. Ea cerea deja la nivelul 1300 nu știu cât. Deci, doamnă dragă, era nivelul 1300 nu știu cât era acolo. Dar seama cât timp ai investit acolo. Deci, acolo. Da, câți bani ai mâncat dumneata nouă degeaba, realizezi acum că... Păi și cred că îți interesează. Pe noi interesează. Și știi ce, eu vin și la fraiere acolo, ce e vorbesc. Mamă, ce șmechelă sunt eu, mai trec la un nivel, mai fac încă 100 de niveluri. Mi-e gen, mi-e silă de asta. Nu, Leo, trebuie, exact ce zice ție, ăștia trebuie călăriți permanent, scuză-mi expresia. Permanent, stat. Licență politică la Ivan, trebuie să-i călărim. Deci trebuie stat după voi, numai cu noi, uite așa, uite așa, până când nebuniți, și voi și noi, că nu nebunim numai noi, nebuniți și voi cu noi. Stai liniștit, cel puțin cu mine o să nebuniți sigur. Eu deja am ajuns la nivelul 3 de nebunie, voi veniți ușor după mine, mă urmați. O să mă și depășiți până la urmă, vă spun sigur. Poate să fie la un nivel mai avansat, pentru că nu... Nu, dar am mai avut timp să dăm astăzi... Săptămâna viitoare, pentru că această... Da, că mai avem o înregistrare cu... La fel, cu un celebru șofer care se plimba cu soția la cumpărături, picolo, picolo. N-avea niciun stres, o avem pe doamna Andrițoiu care... Nu. Haide, colegii, avem în ultima, pe ultima 100 de metri în înregistrarea cu acel celebru șofer. Da, cred că avem. Haide să îi dăm drum acum, măcar pe ultima 100 de metri, când e pregătită să mă anunțați și pe mine, pentru că trebuie să vadă și telespectatorii aici ce înseamnă banul public, ce înseamnă acei oameni care conduc. Ia uitați, avem materialul pregătit. Așa, Ivan, te rog să explici tu mai în detaliu pentru. Deci acolo, dastărul este al Consiliului Județean. Eu am greșit, am făcut o postare, am vorbit și mai urât puțin așa în felul meu caracteristic, că nu mai am nervi și nu mai pot să vorbesc frumos. Da, este al Consiliului Județean, de fapt, nu al prefecturii. Mi-am cerut scuze astăzi în fața clădirii. M-am dus să întreb, dar eram în pantalon scurt și n-am putut să intru. Ce făceau? Își ducea soția de la cumpărături acasă, uite, exact acum, în momentul ăla. Uite, îl poftim. Da. Și a luat soția și o ducea acasă. Ia, uite, urcă în mașină femeia. De sunt imagini surprinse, o prietenă mi-a trimis filmulețul, eram în drum spre București pe autobandă. De aia n-am mai verificat, am crezut că ea prefecturii, sincer, mașina, îmi cer scuze, am greșit-o. Bine, aceeași mărie cu altă pălărie, deci... cine e prefectura, cine e CG. Uite și pe doamna minunată care se ocupă de brâncuși. Vezi? Niveluri, da, 1300. Da, 1000. În timpul serviciului, uite, uite-te pe ore să vezi. Te uiți pe ore, da, și vezi. Probabil exact. Ea nu știe că îi apare pe contul de Facebook în momentul în care da. Joacă de fiecare dată când termină cât un nivel. Nu știe. Și apare pe pereșă. Leu, știu, dar tu n-auzi că ăștia au tupeu. Mi se pare o aroganță totală, da. Nu îi interesează pe ăștia de... că îi vede lumea, ce ai... Toată lumea îi vede. Au profilul, o am și în listă la prieteni, n-am știut, pe cuvântul mă doamne. Da, important este să știe cei de la autoritățile statului, că e vorba de Consiliul Județean, prefectură, că sunt monitorizați cu mașini de ultimă generație, adică cu dastrele alea nu pot fugi de noi cu la ce mașini avem noi, păi că ne ducem și cu 10 km înaintea lor până reușesc să ne prindă. Da, într-adevăr, stimați spectatori, suntem care fiecare dată alături de dumneavoastră. Vă prezentăm încă o dată imaginea ceea ce înseamnă autoritățile publice locale, care oricum nu se pot desprinde și nu pot fugi da, de noi. Da, poți să dea și suntem poza din regie, că se vede mai clar și număr și tot. Da, uitați, acolo este... Deci, Gorj 01 Jud. Pe 01, asta, cu asta merge Cosmin Popescu, 01 Jud. Nu merge Cosmin Popescu. Merge. Păi el ce are Cosmin? Bicicletă? Cu ce merge Cosmin Popescu? I-a dat drumul o bicicletă. Colegul nostru, da, ciclistul redacției, deci sigur i-a dat o drulă? Da. Da, e nu știu ce, și nu spune. Îmi dai seama să-l vezi pe Cosmin Popescu dând la pedale, caragea și drulă firmând. Nu știu, spune șefii, ce fac în toți pe acolo prin birou, dar fac pentru că îți lăsați în pace. Nu-ți deranjați. Știi? Da, corect, nu mai pică ușa peste încă o dată, exact. Știi, să mai deschide ușa dinspre balamale cu un șef de la nervos, să intre acolo, să ia frica și încep să muncească și ei la parametri. Atâta timp cât sunt lăsați în pace,
Știi cum? Eu și ce mi-aș dori la ăștia care stau toată ziua la birouri acolo, la aer condiționat și plimbă cafele într-un birou în altul, nu. Și mi-aș dori, băi frate, măcar jumate stai din timpul care l-ai pe Facebook, pe ce dracu faci tu pe internet acolo și jumate muncește. Bă, dar ăștia stau 9 de ceasă. De ce să stea, Leo? De ce să stea, mă? Păi stai să stai 40-50 de milioane salariu, au creat un hău între privat și stat acum. Bugetarii ăștia au un porcoi de bani. Pe ce ia de fapt? Pe ce? Facebook și pe Candy Crush, pe ce mai? De ce? Deci nu muncesc din ei decât 25%, eu am curaj să bag mâna în foc. Nu muncesc. De ce? 25% nu sunteți domnului fan, pregătiți. Sunteți răutăcios. 25% sunteți adormiți și 25% sunteți puturoși. Și 25% muncesc. Și asta muncesc. Atât. Dumneavoastră spuneți că nu se muncește. Vă dați seama să ajungi la nivelul 1300 la Candy Crush la câtă muncă a fost? De ce sunteți malițios? Dacă eu nu mă pot obișnui de când sunt aici cu tine să nu mai uit la boxă când vorbesc cu omul la telefon și mi-a dat toată atenția, tu și vorbești cu boxa, Ivane. După aia o să mă uit la cameră, la băiatul ăla, mă uit la televizor. Ei vrei să mai înveți să muncească acum? Da, mulțumesc, o concluzie fabuloasă a emisiunii din această seară. Ivan Nicolae, stimați telespectatori, mulțumesc că sunteți care fiecare alături de noi aici la Acces TV, punctul pe ei. O seară plăcută, weekend plăcut, din nou. Continuăm săptămâna viitoare. Da, săptămâna viitoare, ore 18:30, fanioane. Și ce subiect care am aici, uite, n-am apucat să le dezvolt. Și vi le vom prezenta pe toate. La revedere, weekend plăcut, să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere.